Promiți că vei avea grijă? Da! Oh, oh. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Nu voi uita niciodată! Hei, atenție! Ce cauți în zona mea de antrenament? Ce se întâmplă? Ștrumful cu ochelari mi-a împrumutat ștrumfoiul ca să străbat pădurea în căutarea trandafirilor asoltați cu pălăria. Nu trebuie să traversezi pădurea pentru asta. Poți găsi trandafiri ștrumfești chiar acolo. Oh, serios? Oh, asta e grozav! Mulțumesc, furtuna! Oh, sunt frumoși! Ce faci, ștrumfule, cu ochelari? Îmi aștept ștrumfuieiul, prostuțule. Oh. Uite, iau în măr. Bine, ștrumfule, nu mișca. Ratat. Am găsit câțiva trandafiri ștrumfești. Uite-te-le astea, culoarea e atât de vie. Abia aștept parada. Unde e ștrumfuieiul? Ștrumfuieiul? Oh, nu, uitat complet de el. Oh, credeam că l-am lăsat aici? Sau poate acolo? Sau aici? Sau sub asta? Nu mi amintesc. Oh, nu! Unde este? Trebuie să-l găsesc sau ștrumful cu ochelari mă va... Oh, nu știu ce mă face, dar nu o să iasă bine. Stai calmă, ștrumflora. Poate că a venit să te caute, l-a văzut și l-a luat înapoi. Da, probabil asta s-a întâmplat. Ce tot ștrumfești acolo? S-a zis cu teoria asta. Pe ce ne spionăm? Am pierdut ștrumfoiul în pădure. Oh, asta e rău. Crezi că îi poți distrage atenția cât îl căutăm noi? Te poți baza pe mine. Hei, ștrumfule cu ochelari, ce ștrumfești? Oh, sunt foarte interesată să învăț despre regulile și legile satului. Oh, și amintește-mi ce se întâmplă dacă ștrumfești în public? Haide, ștrumfițo, n-ar trebui să ștrumfești în public. Trebuie să te asiguri că ești singur înainte să ștrumfești. Doar dacă papa ștrumf nu zice altfel. Asta înseamnă că... Deci, l-ai găsit? Nu, unde ar putea fi? Ascultă-mă.